Acest proces, uitați, s-a finalizat în această etapă cu condamnarea celor doi. Trebuie să recunoaștem la cererea permanentă și expresă a asociațiilor de revoluționari. Ajungem la o concluzie. Justiția merge la comandă politică. Așa cum a mers atâția ani lăsând deoparte dosarele, iată că acum, uite că își face datoria. Credeți că justiția are, să zicem, a avut cea mai bună poziție în anii aceștia, când a răspuns permanent la comenzile politice? Justiția nu trebuie să răspundă la comenzile politice. Justiția trebuie să ancheteze și un fapt cu atâta gravitate cum este moartea a peste 1000 de oameni în decembrie 89 nu poate scăpa neanchetat de justiție. Vedem în Statele Unite pentru un lucru minor, însuși, sau nu chiar așa de grav, însuși președintele Statelor Unite a fost anchetat și a fost silit să dea socoteală în fața unui procuror. Cum își permite acum orice la noi în România să se audă glasuri că procurorii să nu-și mai bage nasul peste tot, să mai termine cu anchetele? Asta nu este democrație, ceea ce se încearcă să se facă. Și există chiar manevre foarte subtile. De exemplu, există niște încercări de a trece parchetele militare în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Aceste manevre au exact scopul de a bloca anchetele referitoare la decembrie 89. Și sper să parlamentarii să nu accepte asemenea manevre. Aș vrea să subliniez un lucru. În toată această perioadă după Revoluție a fost o permanentă încercare de a legitimiza reprimarea Revoluției, de a se declara că ordinul de a se trage în populație a fost oarecum legal, că cei care au executat un ordin au respectat un jurământ și așa mai departe. Și au existat chiar sentințe date de instanțe judecătorești prin care unii inculpați din procesele Revoluției au fost achitați, nu pentru că n-ar fi participat la prima Revoluție, ci pentru că ei executau niște ordine. Sunt cazuri concrete de acest fel. Și pentru aceasta s-au folosit cele mai nerușinate minciuni și cele mai nerușinate denigrări la adresa Revoluției pentru a justifica reprimarea Revoluției. Se încearcă născocirea unor situații inexistente. Se reiau teoriile folosite Ceaușescu în decembrie 89, cum că integritatea teritorială a României era în pericol, că erau agenți străini, să știe foarte clar, din lista morților din Timișoara, din lista celor arestați, și au fost aproape 1000 de arestați în Timișoara, din lista răniților, cei care au fost împușcați, arestați în Timișoara, sunt români, cetățeni români. Dacă ne uităm la componența și după naționalitate, reflectă fidel componența etnică a populației Timișorii. Deci nu există asemenea dovezi. Nu, eu vreau să vă întreb acum, intrăm într-un amănunt, domnul Marius Mioc, dar vreau să vă întreb o chestie. Cadavrele arse la București, la crematori, au fost toate revendicate? Deci au fost și despre aceste cadavre arse, a existat o dezinformare. Prin 1990 se vehicula de către multe ziare și în Azi, care era ziarul FSN-ului, care era partidul de guvernăm pe atunci, și în Adevărul, și în România Mare, și în Zigzag, care era revista condusă de Ion Cristoiu, se revendica faptul că nimeni nu revendică aceste cadavre. Deci este asta o dovadă că au fost agenți străini la Timișoara, deci Ceaușescu a avut dreptate. Iarăși un adevăr spus pe jumătate, am impresia. Tot timpul adevărurile spuse pe jumătate duc la minciuni groaznice. Deci, eu am întrebat concret, câte au fost revendicate? Au existat nerevindicate? Nu au existat. Deci, cadavrele fiind arse, singurul lucru care a rămas de pe urma lor sunt niște certificate foarte sumare, din care a fost descris, deci medicii legiști care au văzut cadavrele respective nu știau despre cine e vorba și au descris cadavru bărbătesc între 20 și 30 de ani, de exemplu. Ceva foarte sumar, eventual cum era îmbrăcat. Pe baza acestor certificate de deces foarte sumare,
după 1990, familiile îndoliate care își căutau morții și nu și-au găsit morții, au fost puse să vadă dacă printre aceste certificate de deces pot recunoaște aparținătorii, pot recunoaște pe cei care îi caută. Și din 40 de certificate au fost, nu știu acum exact numărul, dar vreo 30 și ceva care și-au recunoscut și-au putut să spună da, certificatul acesta aparține la fiul meu sau la fratele meu sau la nu știu soția mea. Da, deci pe baza celor descrieri foarte sumare, vă spun, au putut totul să identifice. Au existat o parte care nu au spus, nu pot să fiu sigur că acest certificat aparține lui membrului de familie pe care îl caut. Și atunci, prin hotărâre judecătorească, pentru că existau martori care au văzut cum a fost împușcată respectiva persoană, s-a recunoscut că respectiva persoană este decedată în Revoluție. Dar certificatul respectiv a rămas încă neidentificat. Există vreo, dacă nu mă înșel, 6 certificate de deces care nu sunt identificate. Deci dar există, șase, dar există sunt și șase cadavre, sunt șase certificate de deces, dar există mari și acolo pe care nu-i revendică nimeni. Nu, dar există în același timp un număr de oameni care au fost recunoscuți ca morți în Revoluție, dar la care nu s-a stabilit care este certificatul de deces care le corespunde. Și în același timp există niște cazuri, încă două cazuri de care știu eu, Zornec Otto și cineva Pișec Zoltan, care sunt declarați dispăruți și nu s-a făcut niciun fel de confruntare dacă aparțin sau nu printre aceste certificate, printre acești dispăruți în Revoluție. Este un caz, un cetățean, Zoltan este din Reșița, divorțat, se spune că ar fi murit în Revoluție, soția lui, de fapt el era divorțat, n-a mai venit la Timișoara să confrunte dacă este adevărat sau nu. Deci este cumva, nici nu se poate, pe baza unui certificat atât de sumare, să se facă o identificare cu precizie. Da. Ce părere aveți despre suma pe care a fost impusă ca daune? Este mare, este mică? Deci e vorba, dacă am înțeles, de 37,5 miliarde. Da, și de câteva sute de răniți și de... Da. Păi, dacă ne gândim... Urmași. Și urmași. Este o listă acolo, sunt deja din Timișoara, este o listă publicată într-un cotidian național. Foarte mulți din Timișoara primesc între 25 de milioane până la 200 de milioane. Noastră, domnul Orban, a fost rănit... Cum considerați aprecierea asta materială? Această retenție materială a victimelor, a urmașilor, a răniților, o consider normală pentru că nimic nu poate compensa suferința și pierderile pe care le-au avut familiile respective. Aș putea să adaug că în urma acestor pierderi brutale, brute de vieți omenești, multe familii s-au distrus. Pot să citez chiar câteva nume de familii. De exemplu, familia Negruțiu. Le-a murit o fată de 9 ani, Laura o chema. După un timp a murit mama, foarte afectată de pierderea fetei. Și actualmente soțul este paralizat, atac cerebral și este imobilizat într-un cărucior cu rotile. Familia Cruceru, le-a murit băiatul, după un timp a murit mama și după un timp, după ce a dat niște declarații televiziunii naționale, a fost găsit înnecat în began. A mai rămas o soră care vrea să-i se piardă urma și să nu și nu mai știe de nimeni și de nimic. A rămas cu o depresie nervoasă profundă. Este familia Caceu,
Erau trei surori, se plimbau prin Timișoara, erau în coloana de manifestanți și scandau. Două au fost împușcate în cap, de față cu a treia, care actualmente prezintă o depresie nervoasă, o psihoză, o teamă continuă de agresiune și de neîncredere totală în oricine. Părinții fetelor sunt foarte afectați și suferinți și actualmente. Există multe alte familii care... Deci, sumele acestea de bani s-au cerut, de fapt, de teamă că vinovații vor scăpa și că vor fi amnistiați. Se vehicula într-un timp și cunoașteți și dumneavoastră bine momentul în care chiar miniștrii ai de interne și ai apărării doreau amnistierea criminalilor din Revoluție, a lui Stănculescu, Chisap și alții. Ori acest lucru a fost stopat prin deschiderea anchetelor împotriva acestora și pedepsiți. Deci nu sunt niște sume împărțite la numărul de morți, de la numărul de răniți. Suma, toată lumea își închipuie că ce grozave, ce se vor îmbogăți, dar medicamentele compensate nu se mai plătesc, mulți consumă medicamente sistematic, au nevoie de tratamente. Eu nu-mi pot permite, de exemplu, să-mi cumpăr o gheată ortopedică, o pereche de ghete ortopedice, pentru că costă în jur de 600.000 de lei. Și eu, târșăindu-mi piciorul, distrug 2-3 perechi pe an. Nu-mi pot permite să cumpăr ghete de aceștia și astea mă afectează și pe mine. Sunt mulți care au nevoie de tratamente în clinici, de recuperatorii, la băi termale și așa mai departe. Deci, în anumite cazuri, poate acoperă o necesitate a oamenilor ajunși. Și pierderea morală și suferința nu se pot acoperi cu bani. Dar aș vrea să vă răspund și la cealaltă întrebare referitoare la pretenția politică de care ați amintit. Cererea adevărului nu este un gest politic. Adevărul este unic și peste tot se pretinde. Suntem îndreptățiți să-l cerem. Vreau să vă spun că nici acesta nu este o noutate. În 1989, în decembrie, toată Timișoara a fost în stradă și a cerut, dacă vă amintiți bine și timișorenii își amintesc, să fie judecați aici în Banat. Noi n-am cerut nimic nou decât ce au cerut toți timișorenii. Și acesta este spiritul de dreptare al timișorenilor, care atunci au cerut să fie judecați și noi suntem oarecum niște purtători de cuvânt al unor oameni de bun simț, cu simțul de dreptate și adevăr. Ce-ar vrea să adaug la ce a spus domnul Norman? Eu am și dubii că sentința respectivă va fi executată. Deci chiar dacă s-a dat o sentință despre despăgubiri de nu știu cât ce sumă, este foarte îndoielnic că efectiv vor fi primite aceste sume. Trebuie să fie plătit în solidar de către Ministerul de Apărării Naționale, care nu prea se laudă cu bani. Plus, în plus de asta, inclusiv sentințele cu pușcărie care s-au mai dat din când în când, nu prea au fost executate. Noi vedem persoane care au fost condamnate, cum a fost și Ion Coman și mulți alții, care au ieșit după aia din pușcărie pe motive medicale. Am mare bănuială că așa se va întâmpla și în cazul ăsta, iar în cazul lui Chițac, iată ce spunea Ziarul Adevărul de astăzi. De Ziarul Adevărul de astăzi spune că Chițac este la momentul actual în Grecia, iar zice așa Ziarul Adevărul. Precizăm că la ultimul termen, instanța e refuzată inculpatului, adică lui Chițac, cererea prin care solicita eliberarea unui pașaport. Ba mai mult, Curtea Supremă de Justiție a și pus în vedere Ministerul de Interne să nu elibereze generalului Chițac un asemenea act. Și totuși, generalul Chițac a primit pașaport și se află acum în Grecia. Deci, Ministerul de Interne nu respectă deciziile Curții Supreme de Justiție. Este un lucru pentru care Ministrul de Interne, Constantin Dudu Ionescu, ar trebui să dea socoteală. Da, o remarcă... Sigur că domnul ministru Dudu Ionescu a fost printre inițiatorii unui proiect da, de lege într-un pentru conflict direct cu dânsul, dacă rețin. Nu am fost într-un conflict, că eu nu pot să am un conflict cu un ministru, dar am avut niște cereri. Am avut niște cereri și considerăm îndreptățite de a refuza și de a condamna această inițiativă de a se
amnistia. Un proiect de lege ca să fie amnistiați vinovații din Revoluție. Nemergându-i treaba cu amnistierea, vedem că încearcă să-i facă scăpați. Domnul ministru ar trebui să-și facă o analiză a activității sale și dacă este într-adevăr acest lucru adevărat, ar trebui ori să demită pe cel care a procedat la elaborarea... Sau să-și dea demisia. Nu este exclus nici acest lucru. Domnilor, să spunem și pe aia dreaptă, asta vreți să recunoaștem foarte mulți analiști politici, istorici. Vă caracterizează ca oameni care ați rămas blocați acolo undeva în istorie? Că ați rămas acolo la ziua de 22 sau 23, 24 și de acolo nu vreți să vedeți ce s-a petrecut până în ziua de astăzi. Nu mai vreți să luați în considerare nimic ce s-a petrecut după 22, nimic ce s-a petrecut după un an, 2, 3, 4 în țara asta, schimbările democratice. Rețineți doar chestia asta, să fie condamnați acei oameni. Această dorință a dumneavoastră pentru mine este legitimă. Dar vedeți că pentru chiar actualii guvernanți pe care i-ați sprijinit în 96, deja văd cu alți ochi această cerere a dumneavoastră. Nu trebuie să generalizați, să spuneți, nu puteți fi chiar așa de sigur că i-am sprijinit pe actualii guvernanți în 96. Eu presupun al noastră. Da, e o presupunere, dar nu cred că oricum era sprijinul dumneavoastră. A fost foarte categoric împotriva vechilor guvernanți care au tergiversat procesele și chiar au încercat să ascundă adevărul, iar unul din ultimile acturi ale fostului președinte Ion Iliescu este grațierea membrilor CPX din Revoluție. Dar să nu credeți că a fost un foarte mare, cel puțin din partea mea, un foarte mare entuziasm pentru actualii guvernanți. Domnul Iordache, nu vă supărați, ați afirmat un lucru în care ne considerați încremeniți în proiectul din 1989. Personal nu, dar așa se... Că am rămas cu ideile respective. Nu credem că... Nu crezi că viața merge înainte? Ba da. Viața merge înainte și una din schimbări este tocmai faptul că putem dialoga la o televiziune independentă. Deci este un câștig enorm când ne gândim că noi acum vorbim 2 ore, nu știu dacă ne suportă toată lumea, dar vorbim 2 ore despre o problemă care interesează opinia publică timișoreană, cel puțin în... Națională, să spunem vorba. Și nu? Națională, dar noi acum vorbim pe plan local și multe s-au schimbat. Se poate merge cu un pașaport în străinătate, vedeți dumneavoastră, și un inculpat poate să iasă și să plece în Grecia. Un așa? Inculpat considerat criminal... Vedeți dumneavoastră, astea sunt unele probleme care nu se controlează și nu există o comunicare între ce face dreapta cu stânga. Curtea Supremă cere ceva, să nu se elibereze un pașaport, Ministerul de Interne îl elaborează. Nu se discută clar ce e de făcut și care este calea de a se obține o eficiență maximă în orice proces, inclusiv în reformă. Pentru că, de fapt, și economia de stat, mamuții industriali au rămas. Dacă la asta vă referiți, s-a încremenit și vedeți dumneavoastră că privatizarea bate pasul pe loc. Noi care dorim și noi să se privatizeze, totodată să se înființeze niște unități care să absorbă șomerii rezultați din restructurări. Domnul Mioc, dar dacă se dovedește că cei vinovați atunci, care, domnule, haideți să o spunem pe cinstit, au tras, au omorât 5 oameni. Dar, vedeți, în Revoluție lucrurile se petrec foarte rapid. Și dați seama de greșeală. Peste 5, 10 minute, chiar o secundă,
și au devenit favorabili mișcării de eliberare, la urma urmei, de sub totalitarism. Cum, mai ales că poate a făcut un act deosebit, care a salvat multe vieți, cum putem pune în balanță, sau cum ați putea, merită să fie pus în balanță un gest despre care am vorbit eu mai înainte și cu gestul pe care îl considerați dumneavoastră vinovat și demn de condamnare? Întotdeauna când judecăm, trebuie să judecăm tot ce s-a făcut în această perioadă. Dar ce vreau să spun? Părerea mea este că, să zicem, în Bulgaria, în Partidul Comunist Bulgar, au existat oameni patrioți care au luat poziție împotriva dictatorului Todor Živković. Corect. Și au, și l-au înlăturat fără vărsare de sânge. În Ungaria au existat patrioți, chiar în Partidul Comunist, în care au reușit să pună interesele poporului mai sus de toate și au lăsat democrația să triumfe. În Polonia, în Cehia, s-a făcut fără vărsare de sânge. În RDG a fost Egon Krenz, a avut el păcatele lui, dar a avut acest gest de a înfrunta pe Honecker. România a avut Partidul Comunist cu calitatea umană a membrilor în nomenclatură, a fost cea mai scăzută din tot Estul Europei. Aici n-a existat nici unul care să aibă acest gest de din păcate. Și rezultatul a fost vărsarea de sânge din decembrie 89. Deci tocmai în România nomenclatura comunistă ar trebui să fie să aibă cele mai mici pretenții de a îi se recunoaște niște merite, că totuși a fost de partea poporului, că totuși în acele momente. Și culmea este că tocmai în România sunt cei mai nerușinați în a pretinde că au fost de partea poporului, a se declara revoluționari. Unii dintre ei au diplome de revoluționari, oameni care au reprimat revoluția au diplome de revoluționari. Exact în România, unde au cele mai mici merite, au cea mai mare nerușinare în a se declara eroi. S-a intrat în jocul ăla cu teroriștii, că vorba aceea, măcar împăiat să fi văzut un terorist și tot, poate credeam că o fi fost ceva cu teroriștii ăștia. Și vedeți, ei poate nu sunt atât de revoluționari până în 22, dar devin revoluționari după 22. Da, când, cu cine s-au luptat? Asta e întrebarea. Deci, foarte mulți dintre cei care până în 22 au reprimat revoluția, s-au declarat revoluționari în 22 decembrie și au pretins că au salvat revoluția de teroriști. Ori, câtă vreme n-am văzut concret terorist, eu nu pot să accept această supoziție a acestor indivizi că ei au salvat revoluția de teroriști. Întâi să vedem teroriștii, după aia putem discuta. Nu știu exact comportamentul lui Chilțac, dar Stănculescu, trebuie să recunoaștem, așa o spun martorii, a fost pionul care, sau omul care l-a îndepărtat pe Ceaușescu din Comitetul Central. Omul care a făcut, să zicem, ceva pentru Revoluția Română. Culmea este, vedeți, până la condamnare i s-a recunoscut acest merit, chiar imediat după 90 a devenit ministrul Apărării Naționale, deci un demnitar, nu? Și tot când a fost contestat, da? Fără folos. Și uitați, acum este condamnat. Dacă ne punem în persoana lui, e greu să ne punem, dar ca poate oameni ce suntem, trebuie să fim și oameni, ca să înțelegem pe celălalt, trebuie să ne punem în pielea lui. Cum va gândi acest om? Dom'le, îmi pare rău că am participat și am ajutat revoluția. Poți să gândească astfel? În 22 decembrie revoluția deja, mișcarea populară lua o asemenea amploare că ar fi zbândit cu sau fără sprijinul lui Stănculescu. Fără piciorul, deci, în ghips al lui Stănculescu. Da, deci a fost un sprijin foarte tardiv ce a făcut domnul Stănculescu. Da, deci nu merită recunoscut. Dacă e vorba de merite, nu știu, întotdeauna trebuie să ne gândim la un lucru. Ce predomină? Binele pe care l-a făcut sau binele urmat în urma unor crime. Deci, ca specialist în domeniu, nu am competența să-l calific, dar felul în care a condus represiunea în Timișoara
ne dă dovadă că și-a făcut datoria cu prisosință prin subalternii cărora le-a dat ordin. N-am auzit însă în acești 10 ani un ofițer superior, un general, un vinovat, un complice la crimele din Revoluție. N-am auzit din partea fostei guvernări și justiții și ministrul de justiție și de armată și de interne să-și facă mea culpa în fața familiilor îndoliate și a celor care au avut de suferit. Ei nu și-au cerut nici măcar scuze. Ei sunt convinși și acum că și-au făcut atunci datoria. Aici aveți dreptate totală, dreptate, domnule Orban, și cred că acest lucru ar trebui să-i urmărească permanent pe acești oameni, că poate odată, chiar dacă justiția îi cum îi și eu, drept să spun, nu prea am încredere în ea, dar poate ei, ca oameni, dacă ar veni vreodată și orice postul nostru de televiziune care stă la dispoziție, domnule, să-i dăm, uitați, eu am fost acolo, am tras 10 cartușe, cred că am și un domnule, știți ce-i face pe acești oameni să se căiască sincer pentru faptele lor? Faptul că sunt condamnați la pușcărie. Mă amintesc că în 90, postelnicul spunea foarte spășit, am fost un dobitoc. Ion Dincă își turna cenușă în cap, își recunoșteau vina, se căiau sincer pentru faptele lor, pentru că erau în veghe și erau în pușcărie. În momentul în care spui, hai să iertăm, hai să dăm amnistie, în momentul ăla, această căință sinceră dispare. Acum vedem mult mai puțină căință decât atunci. În 90 nu îndrăznea niciunul în prima parte a 90 nimeni nu încerca să justifice reprimarea revoluției, nimeni nu încerca să numească cum s-a făcut ulterior revoluționarii din Timișoara să fie numiți huligan și așa mai departe, să se reiau teoriile lui Ceaușescu. Dar pe măsură ce această mișcare pentru amnistiere, care va începe din nou, deci a fost continuă și va fi reluată acum, după acest proces, a căpătat vigoare și tot mai mult s-a vehiculat în presă despre amnistie, despre faptul că respectivii nu sunt chiar așa de vinovați, că de fapt ei chiar sunt patrioți și așa mai departe, cu cât a crescut această propagandă în presă, cu atât a scăzut căința lor, care în primele momente când ei erau în pușcărie era sinceră. Care a fost reacția ofițerilor care îi aveți acolo pe lista aceea în decembrie, i-ați prezentat, s-au făcut puține valuri în perioada aceea, v-au contactat, care a fost reacția lor? Aceste cadre, din discuțiile pe care le-am avut cu câțiva din ei, și aceștia se căiesc. Se căiesc că nu ne-au ras. Că și-au făcut datoria și că au executat niște ordine. Acești oameni... Că n-au executat. Nu, că au executat niște ordine și că nu le-au executat în totalitate. Că nu ne-au ras, înțelegeți? Că n-au ucis mai mulți. Ei consideră dezertori și infractori pe cei care au colaborat cu manifestanții, cu care au dialogat. Au existat ofițeri și militari cu care manifestanții au dialogat. Și aceștia au fost cei care s-au asociat cu manifestanții din punct de vedere al gândirii, cunoscându-se îndeaproape că noi suntem frați, da. Dar ofițerii superiori nu. N-au făcut acest lucru. Acești oameni nu se căiesc nici acum. Sau regretă numai faptul că nu a reușit această reprimare. Este un subiect pe care mi-l dați. Eu voi lua lista aia noastră și voi încerca să contactez câțiva dintre ei, să vedem că este ceva... Faptul în tragic sine, să spuneți doar acest lucru și faptul în sine, că după 10 ani niciunul nu-și face mea culpa. Cei de acolo, cei care sunt pe lista aia spun acest lucru, că le pare rău că n-au omorât mai mulți, chiar că... Sunt câțiva dintre ei cu care pretind că trebuie să fie considerați eroi pentru că n-au omorât mai mulți, că puteau să omoare mai mulți și n-au omorât destui. Faptul în sine că după 10 ani conducători de dispozitive din Timișoara unde s-au înregistrat morți și răniți. Nu și-a făcut niciunul o spovedanie publică prin care să spună, domnule, îmi pare rău, uitați, eu am fost acolo, am dat ordin să se tragă, sunt vinovat, îmi pare foarte rău, condoleanțe familiilor
și așa mai departe, compensații, poate dă el ceva din salariu să ajute una din familiile nenorocite. N-am auzit. Și asta ce înseamnă? Că sunt sau niște lași, sau că regretă faptul că n-au executat reprimarea în totalitate, ca să reușească represiunea comunistă, apărând comunismul pe Ceaușescu și sistemul respectiv. Da, e o situație tragică, așa cum spuneam mai înainte. Stimați telespectatori, ați urmărit un dialog cu doi dintre oamenii care luptă pentru aflarea adevărului Revoluției. În momentul acesta, dat de Curtea Supremă de Justiție, prin care condamna la 15 ani închisoare pentru crimele din decembrie, a făcut să se petreacă acest moment, această emisiune. Am plecat de la întrebarea dacă sunt mulțumiți sau au ajuns la un liman. Deci, limanul despre care eu vorbesc pentru cei doi invitați și nu numai pentru ei, cred că este încă departe. Mai trebuie încă justiția să lucreze. Ce pot să spun? Asta este poziția dânșilor, urmașilor, răniților, care, vedeți, urmarea gesturilor lor, noi putem fi liberi acum, trăi o altă viață. Nu neapărat viața pe care ne-am dorit-o în decembrie, dar oricum o altă viață. Mâine veți avea, am înțeles, o conferință de presă. Încă cred că am sesizat că câteva puncte le-ați spus și în această emisiune, dacă mai există, poate acum pentru trei sfătorii care au avut răbdarea, curiozitatea, sunt sigur foarte mulți la ora asta totuși sunt în fața televizoarelor și ne urmăresc. Ce doriți în principal să transmiteți mâine la conferința de presă? Am dori ca punctele noastre de vedere, pe care le considerăm în mare a multor, foarte multor timișoreni, să fie cunoscută de cât mai multă lume. Discuția cu dumneavoastră în fața televizoarelor este un câștig și dorim ca justiția să-și facă datoria, să pretindem prin presă, prin toate mijloacele legale, ca justiția și parchetul să-și facă datoria pentru care sunt plătiți. A venit momentul în care fiecare la locul de muncă trebuie să-și facă datoria cu competență și cu eficiență. Eficiență până acum nu prea au fost, până în 1999. Sigur că acest proces a durat aproape 2 ani. Instrumentarea lui a fost făcută mai bine decât celelalte și sigur că lumea trebuie să știe că într-o vreme parchetele întocmeau dosare, iar cei din tribunale și din justiție fie le amânau, fie le tergiversau, fie le, ce știu, ce le cocoloșeau și le ascundeau prin teancuri întregi de dosare. Am dorit ca cei care au putere de decizie la diferite nivele foarte înalte în țară să fie convinși că nimic nu se poate clădi pe minciună și că de multe ori ne gândim așa cu o prejudecată sau cu chiar cu o oarecare strângere de inimă că multele belele care cad asupra noastră poate sunt și venite de la Dumnezeu ca un blestem prin faptul că mulți ne-am făcut complici cu tăinuitorii și cu crimele din decembrie. Pe această minciună și această mistificare a adevărului de 10 ani nu se poate clădi nimic și a venit momentul în care să răsuflăm ușurați, cel puțin să știm că societatea civilă este apărată. În acest proces, societatea civilă se simte apărată și oarecum satisfăcută. Eu cred că memoria celor ucis și atunci a fost respectată sau oricum s-a făcut dreptate
prin această condamnare. Să vedem ce va urma. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.